chiriile ajung la prețuri exorbitante pe măsură ce se apropie începerea anului școlar. În Târgu Jiu sunt sute de elevi care caută o locuință pentru că nu pot face naveta la 10 de kilometri zilnic pentru a merge la liceu sau la facultate. Având în vedere cererea este foarte mare și iar oferta a stagnat pe piața chiriilor din Târgu Jiu, într-adevăr au fost schimbări, au fost creșteri, undeva, exact cum v-a spus, anterior la 10-15% a chiriilor din Târgu Jiu. Cele mai căutate locuințe în momentul de față și cele mai accesibile sunt garsonierele, după care apartamentele cu două camere, datorită fiabilității, se înseamnă de întreținere și prețul chiriei. Cei mai mulți dintre studenți sau elevi caută în special locuințele cele mai apropiate de instituția de învățământ sau cu acces mai rapid la mijloacele de transport. Cei mai mulți dintre ei aleg să caute și un coleg de apartament pentru a împărți chiria și plata utilităților. O garsonieră în momentul de față se închiriază între 160 de euro și 250 de euro. Depinde de suprafață, etaj și foarte important cum este amenajat în interior. Și un apartament? Un apartament între 250 și 330 cu două camere, iar cu trei camere de la 300 la 380 aproximativ. Depinde de zonă, etaj, compartimentare, suprafață, sunt factori care influențează prețul închirierii. Dar caută studenții locuințele cele mai apropiate de instituțiile școlare? În momentul de față, după 15 august, cele mai închiriate sunt într-adevăr lângă instituții de învățământ, datorită cererilor și datorită începerii noului an școlar. Față de anul trecut, prețurile sunt mai mari cu peste 10%. Agenții imobiliari sunt de părere că după începerea anului universitar, prețurile imobiliarelor vor stagna chiar dacă cererea va fi mai mică. Considerați că după trecerea acestei perioade, prețurile vor mai scădea pe piața imobiliarelor? În opinia mea, nu vor scădea, vor stagna. Se va resimți, să zic așa, nu o să fie atât de multe cereri de închiriere, dar nu vor scădea ca și prețuri, în opinia mea. În cazul închirierii unei locuințe, este important să încheiați un contract. Depunerea documentelor la ANAF poate fi o plasă de siguranță atât pentru chiriaș cât și pentru proprietar.